Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la primul episod dintr-o scurtă serie dedicată SBC-urilor de început. E vorba de Foundation. Sunt 7 SBC-uri mari și late, dar primele 4 e vorba de Let's Keep Going, Let's Move Forward, Lingua Nation Basing, Let's Get Started. De fapt, ordinea inversă. Sunt extrem de simple, nu am văzut rostul unui clip. Cerințe silver, bronz, merite făcute, evident, și SBC-urile astea, mai ales dacă sunteți la început. Însă, combinațiile care contează sunt astea trei. Hybrid League, Cyber Nation, Lingua Nation Hybrid și noi luăm în ordine, în ordinea numărului de pe tricou, Hybrid Leagues. Nu uitați de butonașe, fraților, like, subscribe, cu clopoțel, cu tot, în cazul în care nu ați făcut-o deja. Și avem 4 cerințe marșilate, 5 pack-uri, ultimele două importante, vorbim de un pack de 50.000, un rare player pack și un pack de 55.000 la final. Bine, mai avem aici un pack de 35.000, Prime Electrum, Prime Mixed Player. Recomandarea mea care e? Să începeți SBC-ul ăsta de la final, de la cerințele mai grele. Eu de dragul episodului o să încep cu primul, dar vă arăt, eu, spre exemplu, deja aici am pregătite două combinații. Combinațiile sunt pregătite să nu pierdem foarte mult timp. Și da, am pregătit, spre exemplu, Brazilia și Franța, da? O să vă arăt combinații și o să vă explic de ce două și cum cred eu că e bine să faceți combinațiile astea la final. Deci nu acum, hai să începem cu prima combinație. Evident că sunt versiunile mele, nu trebuie să mergeți neapărat așa, dar cred eu că aici o să vedeți, aici combinațiile sunt ce trebuie pentru toată perioada anului. Give me five, prima combinație, 5 ligi, din nou, gata. Combinația maxim 5 ligi, maxim 4 jucători din aceeași ligă, Rare 6, 69-80 și aici am adus eu pe Anglia. Puteți să mergeți pe orice, dar Anglia sunt deja 5 ligi, pentru că da, avem și Liga 5 anul ăsta. M-am dus și am cumpărat un jucător, de fapt 2 jucători bronz. E vorba de jucătorul ăsta și da, nici nu știam, England Division 5, foarte simplu de realizat. E adevărat că am aruncat și câțiva gol de acolo, dar e o combinație simplă. Da, nu o să pierd timpul cu jucătorii în parte, mergeți pe Premier League, pe Liga a doua, puteți să mergeți și pe Germania și pe Spania, pe ce vreți voi. Ok, 5 ligi, dăm submit pentru un Prime Mixed Player Pack. E un pack mai modest, dar nu se știe de unde sare iepurașul. Asta e prima combinație, deschidem pack-urile la final, mergem la a doua combinație, 7 League Boots. Și avem nevoie de 7 ligi, evident, și din nou m-am dus pe ce avem la club. Resurse, nu trebuie să mergeți neapărat așa, însă recomandarea mea care e să vă fie puțin mai simplu, nu e greu, nu aveți nevoie de loyalty. Eu de fapt toate combinațiile am făcut fără loyalty, dar asta pentru că am ia jucători la club. Începeți de la triunghiul ăsta, în fiecare an eu așa am făcut, triunghiul ăsta, da? C2, CM și Striker. Eu m-am dus pe Bundesliga și Germania și da, nici nu am avut nevoie să schimb pozițiile, da? Pentru că dacă aveam Striker, CM, CM, erau toți 3 în 10. Deci triunghiul ăsta, 3 din Germania, după care în stânga, da, nu are rost să pierd timpul pe jucători, în stânga eu m-am dus pe 2 jucători din aceeași ligă și de la aceeași echipă și acela steguleț, deci din Maroc, e vorba de Munir și Idrisi, dacă vrei să mergeți neapărat. Jucătorii sunt ieftini, apropo, first owner la mine, dar să-i cumpărați, nu sunt foarte, foarte scumpi, până într-o 1700, deci nu sunt foarte scumpi, mă rog, nu sunt scumpi în momentul în care fac eu clipul ăsta. În dreapta recomand cam aceeași variantă, indiferent de jucători, de data asta nu sunt de la același club, dar sunt portughezi și din Portugalia, cu stegolețul Portugalia, e vorba de Quaresma și Diogo, da? După care am coborât în jos la pocneală să mă leg de germani, cei doi mijlocași, cu Günther și în dreapta cu Koch, dacă pronunț eu corect, probabil că nu, un portar Müller pe care l-aveam din nou la club, care joacă în Elveția, și un fundaș, oricare ar fi el, l-am aruncat aici pe Botman. Deci nu e o combinație grea dacă începeți de aici. Cei trei, triunghiu, după aia mergeți aici, aceeași ligă, dacă aveți și din același club, cu atât mai bine, și după aia pe aici vă legați voi cum puteți, dau submit. Am lăsat puțin și să vedeți și numele, pentru că na, poate vreți să mergeți pe combinația asta, de ce nu? Nu aveți nevoie de loyalty. Bun, mergem la penultima combinație, din nou, recomandarea mea e să mergeți invers și eu am ales să merg, mergeți pe naționalitate, eu am ales să merg pe Franța A,
la combinația asta și să mă duc pe Brazilia la ultima combinație. Evident că voi puteți să mergeți invers. Puteți să încercați și Italia, și Anglia, și Germania. Eu vă spun sincer, am încercat și cele mai bune stegulețe sunt astea două. Cred că și Argentina, dar Brazilia și Franța, da? Bun, hai să mergem la Franța. Adică mergem de whole 9 yards și evident că avem nevoie de 9 ligi. 9 ligi, maxim 2 jucători în aceeași ligă, maxim 2 din același club, 6 rare, 80 cu 99 și cum am spus mai înainte, m-am dus pe Franța, o să iau în ordine, Areola, Lenglet, nu vă lăsați duși în eroare, bine, eu îl am first order pe Lenglet, ca idee, dar nu costă scump. Bine, e posibil, 1000 și ceva Lenglet, da. Sunt jucători, spre exemplu, pe ăsta l-am cumpărat. Am cumpărat inițial pentru prima combinație, după care m-am dus să fac Brazilia, pentru că aveam mai mulți jucători din Brazilia. Vă arăt și cât am dat, 1200. De fapt, deci ăsta de 75 la același preț. Ca idee, cel mai scump totuși e Matuidi. Da, hai să luăm în ordine, din nou, are eu la Lenglet. Debuchy, care este din Franța 2, m-am dus pe Ndicka din Germania, pe ăsta l-am cumpărat pentru cealaltă combinație, puteți să mergeți cu orice, aici nu e o problemă. Un jucător din Italia, unul din Germania, Diaby, pe Matuidi l-am cumpărat și am dat într-adevăr 4300, l-am cumpărat pentru prima combinație, Icone din Franța, foarte ieftin și l-am legat cu Dembele, după aia Gignac, e undeva la 4000 când fac clipul ăsta. Nu trebuie să mergeți neapărat pe el, chiar nu. L-am untradeable și ăsta e motivul pentru care l-am băgat și evident că am o grămadă de opțiuni aici. Dau Summit, Mega Pack, nu e foarte greu, dacă puteți să mergeți și pe Spania, spre exemplu aici, pentru că puteți să faceți 9 ligi. Ok, luăm un pack, un Mega Pack, 35.000, n-am deschis niciun Mega Pack până acum, sunt curios care e drop rate-ul și mergem la ultima combinație, 11 ligi și asta e cea mai grea și asta e și recomandarea pentru care mama au dispărut toți de aici. Au dispărut toți de aici. Recomandarea mea este să începeți cu combinația asta și da, Franța sau Brazilia. Diferențele la preț, sincer, nu sunt. Spre exemplu, cel mai scump jucător pe care eu l-am folosit, dar, din nou, aveam untradeable, e vorba de jucătorul ăsta, first owner, undeva la 9000 în momentul de față, Cecinia, dacă dau pe compar price, undeva la 9000. Și pe Matuidi l-am cumpărat, pentru combinația asta era 4000 și trebuia să-l cumpăr neapărat pentru că e singurul left back, evident că nu te duci să-l bagi pe Hernandez sau pe Mendy din Franța, dacă puteți să mergeți pe Franța, e vorba de Moussa, un jucător care joacă în Belgia și costă undeva la tot așa la 90.000, da, cam pe acolo, undeva la 8.000 văd că a scăzut, deci prețurile între Brazilia și Franța sunt acolo, dacă decideți să mergeți pe Franța, go for it. Și eu vă arăt ce jucători am băgat. Eu l-am băgat pe Paulo Victor, care joacă în Portugalia. M-am dus cu Gabriel de la Arsenal, deci Premier League. M-am dus cu Junior, care la Beşiktaş. Și eu un jucător puțin mai scumpus, din nou l-aveam la club, e undeva la 4000. Deci nu e neapărat ieftină combinația asta, dar cam același preț ajunge și cu Franța. Gabriel care e de 82, nu l-aveam, l-am cumpărat, am dat 1000 pe Gabriel de 82. În stânga m-am dus cu Ismaili, care joacă la Shakhtar Donetsk, cum preferați. L-am băgat pe el pentru că e untradeable, puteam foarte bine să mă duc cu Paulo Octavio din Bundesliga, deci o variantă foarte bine și aici, dar Paulo e 3000 și e tradeable sau vreo 4000, contează mai puțin și da, folosesc în primul rând resursele untradeable. Bruno din Ligue 1 de la Lyon, după care în dreapta Anthony e scumpuț, dar l-am untradeable, e undeva la 5000, deci deja aveți aici 5000 și cu 5000 aveți 10000 numai pe jucătorii ăștia doi, restul nu sunt foarte scump, poate și aici un 3-4000, dar puteți să mergeți cu Paulo Octavio, economisiți 1000. Mergem pe Oscar, din nou Oscar undeva la 4-5000, eu îl aveam evident că first owner untradeable, dar e vreo 4-5000. Anderson Talisca e ieftin, undeva la 1000 și ceva, 2000 și suntem din Saudi, China, da? Olanda, Turcia, Anglia, Portugalia, Spania, Ucraina, Franța. Mergem cel mai scump Cecinia, untradeable la mine și e jucător din Coreea și în dreapta, l-am cumpărat pentru că nu l-aveam, singur jucător pe care l-am cumpărat. Sau pe cine am cumpărat pe cineva? Nu am impresia că e singurul, e vorba de Felipe Anderson, l-am dat 2800.
e din Serie A. Da? Asta e combinația, da? Paulo, Gabriel, Junior, Gabriel din nou, Ismaili, Anthony, Oscar, Bruno, Cesinia, Felipe și Anderson Talisca. Summit și dăm bătaie. Acum putem să deschidem și pecurile. Ok, Hybrid League, interesant. Acum, sincer, mie mi-au făcut plata pecurile astea în trecut, dar e loterie, pentru că am vorbit cu băieți care au prins foarte, foarte bine și au scos și profit undeva la 2-300 de vie toate combinațiile astea 3, însă am primit și poze, am vorbit și cu băieți care nu au luat niciun knockout și nici măcar un jucător pe care îl pot băga în echipă, nici măcar un jucător, nu știu, jucător la 2-3 mii, boards la 83, deci da, e loterie, nimic mai mult. Pe cursa nu s-a deschis, dar l-aveam deja, îl las pentru premii și se dăm, cred că așa, invers. Hai, Prime X Player Pack, combinația e gata, ia să vedem dacă e gata și Bulanu. Și începem cu un simplu rare, ok, un jucător de la PS, da, mă rog, Max, dau skip, da. Deci ok, nu începem foarte bine, totuși pe cu modest, resurse pentru început. Ceva interesant pe aici, Anglia 3, nimic interesant. Max, Antonio, primul pack. E loterie, e loterie, chiar și așa pe minus nu ieșiți. Da, e combinația aia la final, poate cheltuiți acolo în 20-30 de mii. Nu cred că o scoateți la cap dacă nu aveți ceva jucători la club, mă refer la Loreality, dacă aveți 2-3 jucători o scoateți la cap. Bun, Prime Elect un preies pack, al doilea pack, însă la pack-ul e loterie. Nu ieșiți pe minus, dar nu neapărat să ieșiți pe profit. Și din nou, un simplu rare, e vorba de o spină de la Napoli, Napoli care merge foarte bine în perioada asta. Și un pack modest, un pack foarte, foarte modest. Ok, mai recuperăm ceva pe aici. Da, foarte modest pack-ul. Nu e bună, nu e bună. Hai să vedem mega rare players, rare players, mega pack. Mega pack. Nu am deschis niciun mega pack, e primul mega pack pe care îl deschid, cred, sper să nu greșesc. Ia să vedem. Dacă sunt walkout, Jordi Alba, bun, bun, deci da, deja ne-a scos investiția, nu chiar, pentru că e undeva la 12-13.000, l-am mai prins odată, e al doilea walkout anul ăsta, e undeva la 12.000, dar nu o să-l vând acum, o să-l păstrez și o să-l vând când o să sară la preț, o să fie ceva mai scump. L-am și pe Isaac, Isaac nu cred că valoreze ceva, undeva la 1.500, ok, ușor, ușor, ne-a recuperat din ultima combinație, nu ne interesează, nu ne interesează. Chiar sunt curios cât costă în perioada asta, deci 20.000 maxim, a sărit puțin, era 12.000, câte? 14.000, a, nu e mult, o să-l păstrez, bun, e bine, deci avem un knockout, ăsta e un lucru bun, avem și un shadow care e 4.000 în momentul de față, nu ne batem capul aici, la revedere, perfect, și ultimele două pack-uri și cele mai importante, deci mega pack-ul a plătit, interesant, avem un rare mega pack, 50.000, 55.000 și 50.000 pentru Rare Players Pack. Bun, să dăm cu ăsta. Rare Players Pack, hai Electronic Arts. Dăm măcar ceva, un board bun. Nu e walkout, e un board. Left, middle, aoleu, ele mari, din păcate. Mamă, ce praf. Ce praf. Chiar și așa, avem walkout-ul. Avem walkout-ul. Avem și pe Neto, pe Talisca pe care l-am recuperat, Van de Beek. Da, nu știu ce să zic. E, ce să zic, e slab, e slab, e groasă, e groasă. O, dar am dat în ăla în tradable, cred. Mamă, cred că am dat în ăla în tradable față. O, deci trebuie să-l deschidem. Ok, deci ăsta nu-i pack-ul de la... Am dat din greșeală în ăla în tradable. Nu mi-am dat seama, nu nimic, două discarduri. Ok, deci trebuie să-l deschidem pe toate. Păi vreau să-l păstrez pentru live. Deci bun, ștergem pack-ul ăla, pentru că nu e de la, nu e de la, de noi SBC-ul ăsta, Rare Players Pack, deci ăsta e pack-ul, gata, am dat greșit. E, acum ne dă. Ia să vedem. Nu e ucat, e board, dar fie unul bun măcar. E, ok, ok, e vorba de Mertens, 84, ce să zic, decențel. Decențel Mertens, deci ăla, și Dembele, mamă! E win. Fraților, e win, pentru că Dembele în momentul de față e extinct. Wow, l-am și pe Sanchez, am făcut trade cu el și chiar e ok. Ia să vedem cât costă în momentul de față. Bine, pe Xbox nu e extinct, pe PlayStation e extinct. La noi e undeva la 60.000. Arată bine cartonașul, însă cred că o să-l vând.
cred că o să-l vând. Vedem. Chiar cartonaș ok, 5-5, high medium. Încă bine, deci Dembele, bun. Mertens, nu știu cât face Mertens. Undeva la 5.000. A, decent. Bun, mai avem și niște de blur aici. Ok, deci până acum am făcut plata mea, recuperă bani și ceva profit dacă le-au în considerare pe Dembele. Ok, not bad. Și ultimul pack. Deci am deschis un pack bonus. E rare mega pack și de fapt e cel mai important pack. Și hai să vedem. Am dat, nu? Mai dau o dată. Nu vrea. E o fi semn bun sau un semn rău? Hai mă, dă ceva bun. Nu e o caut, dar... Ok, l-avem pe Chomer, 85. Hai să vedem ce ascunde în spate. Cum ar fi un Mendy, un Militao. Ar fi fantastic. Hai mă, dăm ceva. Și nu. E vorba doar de Chomer. Chiar și așa... Chomer e undeva la 4.000. Asenia nu cred că costă. Mendy, Williams. Ia să vedem dacă Williams îmi costă ceva. Undeva la 2.000. Nu a fost să fie. Ia să vedem totuși. Două Anchor. Avem niște position modifier. Interesant. Și la final absolut nimic. Da. Bun. Mă, fraților, ce să zic? Sincer, ia să verific și asta. Te costă ceva. Bun, trimitem sus. Sincer e ok. Acum, dacă nu era Dembele ăla în joc, nu era wow, dar ținând cont că l-am prins pe Dembele, ne-am scos cum ar veni, să zicem că am scos un 50-60 mii profit, am recuperat toate resursele investite și avem un 50 în buzunar. Începutul e bun, începutul e promițător. Cam atâta pentru episodul de astăzi, urmează celelalte două clipuri din seria asta dedicată, SBC-urilor de început, Foundation, până la data viitoare, peace!